PGR 1300 a devenit deja un nume clasic în lumea sporturii. Și tocmai a revenit în atenția tuturor datorită unor upgrade-uri importante. Cutie cu 6 trepte, slippery clutch și noi elemente de design. Yamaha nu a adăugat pur și simplu a 6-a treaptă de viteză, ci a schimbat toate rapoartele. Acum poți merge cu 130 km pe oră, cu 3800 de rotații pe minut. Motorul e sportiv, puternic, are un cuplu bun și te invită să tragi de gaz. Mixul dintre motor, cutie de viteze și cardan este încântător. Mai ales că acum ai slippery clutch, deci nu te mai trezești că dansezi samba la fiecare retrogradare. Versiunea cu care a mers noi are suspensii ajustabile electronic și vine cu 3 setări predefinite. Setup-ul este foarte bun și oferă o călătorie confortabilă și stabilă, indiferent de condițiile de drum. FJ 1300 e ca un tank la viteze mari, fără voblaj, fără senzație de instabilitate. Este ca un superbike supradimensionat. Mi-aș fi dorit un ghidon mai lat, pentru un plus de control în viraje. Nu-mi place nici parbrizul original. Chiar dacă e ajustabil, nu am găsit o poziție care să mă scape de turbulențe. Ar trebui un parbriz opțional mai înalt. Șaua pare ok, dar nu e cea mai reușită pentru o motocicletă de touring, iar finisajele nu sunt perfecte. Cu toate acestea, FJR are tot ce trebuie ca să te facă să zâmbești. Iar asta e ceva pentru o motocicletă de touring.